Netherlands. Sandu a fost sprijinit pe tot parcursul lui de oamenii pe care i-a întâlnit pe traseu, pe românii care locuiesc în diaspora, dar acum la destinație vedem impactul extraordinar pe care l-a avut gestul lui. Suntem foarte fericite că sunteți aici de Ziua Națională, să sărbătorim împreună Ziua României, dar înainte de toate suntem aici să ne spunem mesajul nostru antifracturare și anticianurare. Aici, în fața Parlamentului European, singura instituție ai cărei membrii sunt aleși de noi și care trebuie să ne reprezinte interesele. Au venit aici să fie alături de noi oameni din mai multe țări europene. Sunt aici colegi, activiști, prieteni, dragi, din Franța, din România, din Germania, din Italia, din Spania, Olanda, Irlanda și foarte, foarte mulți din România! Șase luni de zile, Bungești a fost o localitate care a ieșit din Uniunea Europeană și a fost sub asediul jandarmeriei. Să nu uităm asta! Apoi am aflat, mulțumit activiștilor din țară, că 70% din teritoriul țării noastre este concesionat pentru exploatarea gazelor de șist. De aici, departe de țară, asistăm cu stupefacție la concesionarea resurselor țării noastre și la atacul corporațiilor asupra bogățiilor țării noastre. Ultimul cadou pe care oficialii români doresc să-l facă companiilor de exploatarea petrolului este scăderea redevențelor, care oricum sunt printre cele mai mici din Europa, cam până la de 5 ori mai mici decât primele 5 clasate în Europa. Și la pachet cu anularea unor taxe pe care aceste companii le plătesc. Nu trebuie să așteptăm ca alții să se lupte pentru noi. Noi trebuie să fim aceia care luptăm pentru drepturile noastre de bază. Un mesaj pentru Europa. Europa nouă românilor ne-a dat mult. A dat libertate și prosperitate. Ne-a transmis acele valori datorită cărora astăzi ne-am salvat democrația. Ce cadou mai frumos poate primi o țară de ziua ei decât restituirea democrației? Europa ne-a dat, e timpul să dăm și noi. Ceea ce noi aducem astăzi Europei este faptul că mesajul celor fără voce, celor situați la periferie, poate ajunge și la centru. Că fiecare cetățean poate fi ascultat în egală măsură, fie că vine de la Berlin sau Londra, fie că vine de la Pungești. Salutare! Mă bucur tare mult să fiu astăzi aici. În ultimii ani, noi, Gașca cu Roșia Montană, mergeam de 1 decembrie la Alba Iulia, acolo unde încercam să confiscăm întreaga manifestare și peste tot erau steaguri cu Salvați Roșia Montană. Și e păcat că astăzi, în loc să celebrăm pur și simplu, trebuie să ne amintim de niște lucruri foarte dureroase, de la gaze de șist, Bungești, trebuie să vorbim de Roșia Montană și mai nou de Certej, pentru că în timp ce, să zicem, Sandu făcea acest efort absolut incredibil să parcurgă pe jos distanța până la Bruxelles și să spună un mesaj clar împotriva cianurii și a gazelor de șist. În România, autoritățile dorm complet, iar un nou proiect minier extrem de dăunător e pe cale de a începe. Bună ziua! Mă bucur să fiu aici alături de atâta lume. Faptul că îl susținem pe Sandu trebuie să fie doar un început din ceea ce facem noi. Trebuie să ne gândim că fiecare din noi poate fi Sandu fiecare zi și să încercăm să sărbătorim Ziua Națională fiecare zi, pentru că nu doar astăzi suntem români. Ce ne-a unit aici? Sacrificiul lui Sandu. Să fim conștienți că ceea ce a făcut el ar trebui fiecare să avem măcar
o bucățică din determinarea, demnitatea și modestia lui. Asta ne-ar uni forțele și am reușit să facem mult mai mult. Okay. Bârladu, să nu uităm Bârladu, ce atitudine civică a avut. Au fost primii care au ieșit în stradă. Trebuie să învățăm să ne păstrăm determinarea. Trebuie să învățăm să nu renunțăm, să fim solidari atunci când avem un scop, să mergem înainte și să avem curaj. Thank you again to Alexandru and Gazer for coming all this way to Brussels for your message. Thank you. Thank you Hugh very much. Cum a spus deja un vorbitor înaintea mea, odată cu primele proteste din toamna anului trecut, am început să particip și alături de noi au fost din diferite naționalități și nații la proteste, la acțiuni, la conferință. Mulțumim, Alexandru! Mulțumim, Ani! Și la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, mă bucur să fiu aici. Discursul meu vine un picuț din partea societății civile, ca să spun așa. Cred că foarte lumea a vorbit aici despre ceea ce înseamnă dezastre ecologice sau potențiale dezastre ecologice. Eu aș spune că societatea civilă este responsabilă să împiedice lucrurile astea și aș veni cu o abordare un picuț sistemică. Avem norocul sau nenorocul, depinde din ce punct de vedere vorbiți, să facem parte din Uniunea Europeană. Din păcate, problemele locale nu prea interesează pe nimeni, după cum ați văzut. Lucrurile astea trebuiesc, într-un fel, scoase din zona localismului și aduse într-un context european. Ceea ce însemna Roșia, sau ceea ce putea însemna Roșia Montană cu folosirea cianurii în minerit, era un potențial dezastru ecologic nu pentru România, ci pentru vreo 4 țări, pentru tot bazinul Dunărean, mai ales în partea de jos. Mai sunt speranțe și că și exemplul lor ne însuflețește ca să ne unim toți și să le dăm cu, scuzați-mi expresia, să le dăm cu piciorul în fund la jegoșii ăștia. For all the people that comes here, thanks a lot for all the people that helping me in the way. I'm really impressed about the help that I received in last year in April. I start my trip around the world and I hope that I will continue next year. Next year I will continue with the trip. Can somebody help me a bit? There will be the next flag. The second flag will be about... Ah, thanks a lot. Next year I will have two flags on my bicycle. Polluted. We do not want our countryside destroyed. Special congratulations to Sandu all the way from Bucharest. A country that has the Danube from the Black Sea to the Black Forest. I do not think anyone living on the Danube wants their river that has served their countries and economies for years fracked or destroyed by pollution. Oh, hello. Happy Romania Day! Much love, much respect. Blackpool, love Punjest. Blackpool, love Punjest. UK, love Romania. Yeah, that's you now. Okay, it's just really just to say, it all comes from the people that's here today. If we've got one person walking, Alexandru, where's I? Sandu. Sandu! There you go. See, one person, there's hope. There's one person doing it, there's hope. There's always hope. I see a lot of hope here in front of me. From Romania, France, Germany, Spain, Italy, Ireland, Netherlands. UK, Netherlands, Bulgaria. Our children's futures are worth more than that. If you're going to turn fresh drinking water into toxic waste, that is wrong. You can't justify that. Fresh water
How can you justify turning that into toxic waste that you've got to get rid of? How can you justify that? And one more thing, Alexandru, I bow to you. Day after day, you had to get up and think, I've got to take that next step, I've got to take that next step. And you did it, man. You absolutely did it. Love. Blackpool loves you. Blackpool, UK loves you. Sandu, love you.